It's all about me and you. It's all about you and I. It's all about me and you. La un nou vlog astăzi o să facem ziua tatălui meu, adică deja am început și o să vedeți ce se întâmplă. Wow! Bună dimineața! Bună dimineața! Mamă, ce bine ești îmbrăcată și ce bine arăți! Unde mergem? La dentist. Începem ziua la ortodont pentru că asta este planul pe ziua de azi. Hai că am întârziat! Asta. Ne ștergem. Bună dimineața! Ce echipați sunteți toți! Suntem niște mici astronauti. Ne-am echipat și noi așteptăm să se termine mascarada. Asta e pentru client să se șteargă în urechi? Nu, este să apese pe POS ca să nu atingă tastele. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Mamă, așteptam să ne vedem, da. Bine, cine intră prima? Haideți, Melissa! Astăzi o să-ți dea aparatul jos? Cred că da. Aștepți? Oare să mai poți mai vorbește acum fără aparat? Nu mai spunem, pe mânuțe că ție ți este mare. Așa a fost echipată mami când a trebuit să nască. Da, chiar. O să mănânce puțin ciudat și ea zilele astea. Până ei se așadă un pic mușcătura pe gâna din spate, de asta vreau să facem poze data viitoare când vii. Ce ești așa fericită și scară? O să stai aparatul, nu te doare nimic, doar pe aparatul, vrei cu pe dinții tăi, da? O să vreau cu lita mare. Eu țin camera aprinsă că dacă aș opri o știi că ai plângi. Parcă mă vin. Amândoi se mișcă foarte tare. Scoatem una din Isca? Da, vezi, dar la care se doare. Am un gel care te amortește gingia și am un clește cu care îi opri mai bine decât o să reușești tu să ți-l scoți acasă. Bine? Hai! Da. E un gel care o să te amortească un pic gingia. Atât? Vrei la pachet? După care o să ne vedem din 6 în 6 luni. Să vedem cum e în restul dinților și când o să fie de vârsta limenit sau să vedem dacă are nevoie de aparat, de brechet sau nu. Ok. Da? Deci deocamdată mușcă bine, are spațiu să-i rupă dinții, suntem ok pentru faza asta de tratament. Bine, scumpa? Da. Bine. Mulțumim frumos! Bye. La revedere! Bye. Da. Da. Mamă, ăștia sunt mai cu șmecherie, așa. Da, și să mă doar mai tare. Nu știu că i-a scos și un dinte. Și i-a dat și aparat. Ia uite cum se vede. O să-ți ia amintire, scurt. Da, trebuie să te lăsăm acasă pentru că începe ziua tată-fică. Doar să mergem să îi luăm lui Melissa ceva de la Starbucks. Acum este despre ziua tată-fică cu Ska. Dar o să mergem să-ți luăm, mergem să luăm un Starbucks așa. Cred că știu ce să-ți iau ție, sper să aibă. Scarele ție ți-au mai târziu, da? Când venim noi doi. Mergem după aia să o lăsăm pe Mel acasă. Scarele și ce amuzante sunt videourile alea când își scoată oamenii, măselele de minte. Videourile alea și după aia fac, mai avem ce? Sunt cam așa aici acum, dar nu chiar așa. Da, mie mi-a scos aparatul și când mi-a scos cam a doua oră, o vreau să plâng. Hello. Am uitat masca. Okay. Vin imediat. Bine. Deci mie acum mi-a fost alt tip de elastice și ce norocoasă ești, Scarlett, că o să ai ziua tatu fiică în Brașov. Ia. Vine să vomit. Serios. Să-l storci, că e plin de astfel. Îl storci? Da, îl storci. Dar nu mai băga înapoi în gură. Nu știu, Scarlett, și ce te gândești să faci astăzi în ziua tată fiică? Îți iau interviu acum. Să stăm acasă, să ne dăm la Doar atât? Da.
Glumeam. Rămâneți acasă. Glumeam. O să ne ducem la pizza. O să cumpere găgoașă. Melissa a primit un pai. Ai primit un caramel. Mersi, nu-mi place caramelul, dar o să-l încerc. Bună ziua! Bună! Bună ziua! Hei! Bună! Ce faceți? Bine! Mama! Ți-a dat aparatul jos! Ia să văd, hai să te văd! Ți-a scos și un dinte, ia uite, ia! Ai întintat o pică astăzi, da? Hai să-ți montez ăsta, iubi! Acum noi suntem la spălătoria de mașini și jucăm un joc. Da. Și a spus hai să filmăm asta. Și este să spună tata ce îmi place, da. Deci, hai, prima dată începem cu cea mai ușoară. Care este culoarea mea preferată? Roz. Roz așa de baby. Pal așa. Foarte deschis. Și mai îmi place ceva? Stai că se aude asta. Vă spun acum, este un baby blue, un turcoaz și un verde foarte deschis. Da, deci mai îți... Gata, am revenit. Ți-ai pregătit? Da, mai îți mai spune culori? Da, îți mai place turcoaz și baby blue. Da. Care este fructul meu preferat? Pepene. Care este leguma mea preferată? Broccoli. Și? Păi ai zis care e leguma preferată. Care-s legumele preferate? Da, exact. Da. Pătrunjelul, ceapa. Da, ceapa, da. Am zis multe. Ai uitat de usturoi. Usturoi, da. Care sunt peștii mei preferați? Nu neapărat pești. Somonul. Da. Creveții. Da. Și hamsiile. Da. Care este mâncarea mea preferată? Pastele cu creveți. Da, și? Pui sweet chili. Da, și? Cușcuș. Da! Asta era! O să stau așa până ne spală nouă mașina, eu stau aici. Scarlett, uite, te întreb acum încă ceva. Care este piesa ta preferată? Dar zi una. Uite și telefonul pune piesa de pe el. E o lume și un trafic pe străzi zilele astea. Parcă vin sărbătorile. Dar trebuie să cânti și tu. Aaa, ce piesă ai pus. Vedeți că vă las un link în descriere celor care nu ați intrat pe piesa Nu e munte prea mare, unde am cântat și noi o mică bucățică. Scarlett, dar trebuie să cânti tare, dacă e piesa ta preferată. Nu e munte prea mare. Suntem în Brașov, mergem până la Comeback să luăm o gogoașă sau ceva, că văd că e deschis. Și poate luăm și ceva de mâncare și mâncăm pe bancă.
Sau merge până sub Tâmpa? Sau până la Belvedere? Mergem cu mașina? Și să mâncăm așa cu view, să vedem Brașovul? De vezi, avem pizza, avem grecesc, avem KFC, avem italian, avem de toate, atâta că nu sunt terasele deschise. Luăm la pachet. Pizza și pasta, ce pizza vrei, tati? Bună ziua, o pizza margherita. Pizza margherita? Da. Ia-l. Domnișoară, luați loc aici, lângă mine. Stați să vă trag scaunul. Așa, l-am tras. Și acum vom savura pizza noastră. Da, sucul ăsta, sucul. Oh, vai, scuză-mă. Am uitat să plătesc, dar n-am fugit nicăieri, chiar am uitat. Ne-am luat cu filmatul cu asta pentru voi și uite, vezi, am uitat. Dar am o mică reclamație aici de la Scarlett. Aici e prea soare. Vreau să mergem undeva să vedem mai frumos. Mergem până la urmă, cum am zis, la Belvedere? Hai! Așa, eu mă duc să plătesc parcarea. Mamă, așa miroase a pizza în mașină. Oh, abia aștept să mănânc. Încăpem. Nu e. Așa. Nu, stai că știu aici. Bun, gata, tati. Pe aici o luăm. Puțin palpitat, nu? Looking for a spark, I feel it coming, I feel it coming. Și am ajuns în drumul de Poiană. Gata, hai să luăm pizza afară. Time keeps running. Can't get that far if you're scared to leave. Never reach those stars if you don't believe. So wake up. Mamă, ce pizza. Cum arată? Ce verde. Nu știu. Usturoi verde. Cred că e usturoi proaspăt. Poți să mănânci fără aparat? Aia. Nu mai știi să mai mănânci, nu? Nu, dar poate că nu pot, că... Nu atinge? Da. Mănâncă în față, cu ea din față, ca iepurașul. Tati, așa vorbă. Sperăm direct în pădure. Am ajuns. Hai să vedem unde legăm ața. Mă gândesc la copacul ăla. La copacul ăla. Ăla e foarte înalt. Să văd, trebuie să ne uităm să vedem dacă avem cum să urc. Trebuia să mă îmbrac mai adecvat pentru activitatea asta, dar și tu la fel. Nu m-am gândit. Dar din prima! Din prima! Dar nu facem în două! Facem așa ca să fie mai groasă. Deci, i-am adus lui tata un lemn. Acum, unde se pun camera? Ok, să începem. Lemnul ăsta încă e verde. Știi cum mă gândesc? Să-l prindem aici. Să-ți iei cu sufun, știi? Da! Vii de aici și te dai. Uuu! E bun? Da! Wow, se cam mișcă craca! Am venit și ea! Dar eu sunt greu, tati, tu nu, ia! Ah, ce fain e! Dar ce repede ne-a ieșit leagănul, foarte repede! Da. Nu dai, n-ajungi acolo.
heartbeat running. Breathing a better life. Now your eyes are open wide. There's a new day coming. Scarlett, dar tu simți cum miroase afară? A rahat? Nu, tati. Nu. Scarlett e foarte, foarte, foarte glumeață. Nu miroase. Ai tras o mașină? Nu te-ai spălat? Hai că miroase fain. Miroase fain. Am o idee, Scarlett, am o idee. Vreau să-mi faci chestia aia cu fața, să-ți transform fața dintr-o față tristă într-o față veselă. Câte degete ai? 8. Și acum câte degete ai? 2. Deci eu cu Scarlett mă asemen la unele lucruri foarte mult și cu Melissa la altele foarte mult. Iar ele două sunt două fete foarte, foarte diferite, dar cumva la fel, dar diferite. Există chestia asta? Nu știu, că sunteți la fel, dar sunteți diferite. Știi ce zic? Noi semănăm la unghii. La unghii, da, și la degete. Degetele de la picioare ne arată la fel. Avem o aluniță aici la picior undeva, da, amândoi. Da, și Amza. Și Amza. Toți trei avem în același loc aceeași aluniță. Cine dansează mai bine, eu sau mami? Eu. Tu. Deci tu ești dansatoarea familiei. Dansezi foarte, foarte bine. E foarte important să avem momente din astea de tată-fică și mamă-fică, că o să urmeze și Sara la momentele de mamă-fică și mamă-băiețel. E fain pentru că și noi și copiii avem nevoie de timpul ăsta în care suntem doar unul la unul, știi? Una e când suntem în familie, când suntem toți cinci, una e când suntem cu bunicii, una e când suntem cu niște prieteni. Știi, în general, când ești cu prietenii, de exemplu, să zicem că pleci într-un concediu undeva cu niște prieteni de familie care și ei au copii. Apoi copiii stau cu copiii, nu? Și adulții stau cu adulții. Nu e chiar așa o... Ălea nu mi se par vacanțe de creat conexiune așa în familie. Și la fel e și cu timpul pe care trebuie să-l avem doar noi, părinții, individual cu copiii, știi? E găină, e pui. Mă simt foarte responsabil de modul în care îl prezint pe Dumnezeu, lui Scarlett și lui Melissa, copiilor. Copiii nu învață din ce le spunem, copiii învață din ce văd la noi. Putem să le spunem noi o droaie de lucruri frumoase. Dacă nu văd la noi, este zero. Zero! Zero! E zero. În ultima perioadă cam ai o replică care nu-mi prea place mie. Îmi zic, tu de unde ai învățat tu chestia asta? Sau de ce faci treaba asta? Și ea imediat vine și spune, te-am văzut pe tine. Nu? Nu? Dar pentru asta, tu o să primești o mică bătaie fix aici în fața camerei. Te iubesc, tati. Știi cum alegi cam un joc super fain? Care? Da. Ăla cu găină. Începem cu asta. Eu cred că este o găină. Ce? Cocoș. E un cocoșel micuț. Bun, dar eu acum am o întrebare pentru tine. De unde știi tu că este găină și de unde știi tu că e cocoș? Că când e găină e mai mare și când e cocoș e mai mic. Că e fată și băiat. Dă-te că o să mă te lovești. Gata. Te lovești. Dă-mi drum. Eu mi-am dat prins. Se mișcă asta cu tine. Ating? Ce? Ating jos? Acesta a fost vlogul de azi și noi nu mai avem baterie. Deci a fost video foarte fain că a fost tata fica. Reminisce about the days we always were tied. Our heads are spiked.
Can I see it? Yeah, we're